Drumul Național 1 Cluj-Florești a devenit și mai aglomerat în ultimele zile după ce șoseaua de ocolire nord a fost închisă pentru întreținere și lărgire pe anumite porțiuni. Primarul Comunei Florești, Horeașul, a anunțat pe Facebook că Centura de Nord, care pleacă din strada Dona din Cluj-Napoca, va fi închisă circulației publice încă câteva zile și că a ales această perioadă pentru lucrări pentru că este vacanță școlară și perioadă de concedii. Până marți 14 august, funcție și de condițiile meteo, pe drumul de nord spre Grigorescu, circulația va fi închisă, urmând a se realiza lucrări de întreținere, asfaltare și mai ales lărgire pe sectoarele de drum unde acest lucru e posibil. Deja se lucrează la refacerea podețelor. De asemenea, pe drumurile comunale, componente ale drumului de ocolire sud, răzoare, valea gârboului, crizantemelor, lucrările de reabilitare sunt întoi și ele vor continua. Dacă executantul drumului de legătură nu poate sau nu vrea să lucreze, nu e nimic. Luăm noi fruiele și reabilităm. Da, va fi un strop de disconfort, însă fără un pic de deranj, evident nu se poate realiza nimic. Important e plusul de confort ce va rezulta după scurta perioadă de șantier. A scris edilul pe de socializare. Numai că stropul de disconfort de care vorbește primarul este mult mai mult de atât. Șoferii stau în trafic zeci de minute atât la plecarea din Florești cât și la întoarcere. Un conducător auto nemulțumit ne-a trimis la redacție un filmuleț făcut azi dimineață în Florești pe sensul de mers spre Cluj. Omul spune că și la 9.30 dimineața încă se circula bară la bară pe aglomeratul drum național 1. Ensien a prezentat recent un material în care a arătat că șantierul centrului de sud Florești-Cluj a fost abandonat de către constructor și că utilajele au fost mutate într-o altă locație.